Campania de plantare a societății Horticultura SA continuă cu succes. Angajații societății plantează flori specifice sezonului de vară în centrul Timișoarei. În această perioadă, acțiunile de plantare se derulează în parcuri. Campania de plantare din această vară a ajuns în Parcul Botanic. Zilele acestea, colegii noștri plantează exemplare de Gazania, Begonia, ageratum, Tagetes, Petunia și Salvia la intrarea în parc. Plantările de plante anuale continuă în perioada următoare în Parcul Corneliu Coposu și Parcul Regina Maria. Transmit reprezentanții societății. Horticultura se află în subordinea primăriei municipiului Timișoara. Alături de alte societăți se ocupă de întreținerea spațiilor verzi aflate pe domeniul public al orașului. Angajații Horticultura sunt responsabili de înfrumusețarea zonelor centrale ale Timișoarei.